O tânără din Gura Humorului suferă de o formă rară de cancer întâlnită la 10 milioane de persoane. Anca are nevoie de ajutorul nostru pentru un tratament care îi poate salva viața. Bucovina TV sprijină acest caz și lansează un apel umanitar către toți oamenii cu suflet mare pentru a strânge cele 30.000 de lire de care are atâta nevoie. Anca Falconer, pe numele său de fată Brumă Dimitriu, are 36 de ani, s-a născut în orașul Gura Humorului, însă locuiește de câțiva ani în Marea Britanie, alături de soțul și fiica sa, care o sprijină necondiționat. Viața sa a luat un alt curs în urmă cu 6 ani, după ce a dat naștere primului său copil. O veste bună urma să fie însoțită de una tragică. Anca a aflat la câteva zile că suferă de o formă rară de cancer, întâlnită la 10 milioane de persoane. Din acea clipă, viața sa s-a transformat practic într-o continuă luptă cu boala. Din această bătălie, ea a ieșit până la un punct învingătoare, chiar dacă doctorii au fost la început sceptici în legătură cu evoluția bolii. Ea a suferit o intervenție chirurgicală majoră care i-a schimbat complet viața. După un lung proces de recuperare, a primit o nouă lovitură. I s-a spus că tumora fusese îndepărtată cu succes, însă existau șanse majore ca aceasta să revină în următorul 2 ani. Din acel moment, clipele care au trecut pentru Anca au fost decisive. Boala nu a vrut nici cum să o ocolească, iar după cei 2 ani de zile a fost diagnosticată cu cancer de ficat secundar, existând probabilitatea de a se răspândi și la plămâni. De ani de zile, Anca se luptă cu tratamentul chimioterapeutic și cu toate efectele secundare care vin odată cu acesta. Însă ea este o luptătoare care a dat și dă dovadă de curaj și optimism. Este un exemplu pentru noi toți. Anca are nevoie de ajutorul financiar al nostru, al tuturor, pentru un tratament care îi poate salva viața. Bucovina TV sprijină acest caz și lansează un apel umanitar către toți oamenii cu suflet mare, pentru a strânge cele 30.000 de lire de care are atâta nevoie. Banii vor fi folosiți pentru un tratament care poate inversa creșterea tumorilor inoperabile în ficat. Mulți oameni și-au dat mâna și au sărit în ajutorul tinerei. Ei au început deja să doneze bani și fiecare dintre dumneavoastră o poate face prin intermediul contului bancar deschis de către mama acesteia la o bancă din Gura Humorului.